Două eleve de clasa a 5-a de la liceul Electrotimiș din Timișoara au ajuns la spital după ce un elev a pulverizat cu spray lacrimogen în baia unității de învățământ. Oamenii legii s-au autosesizat și au început o anchetă. La data de 10 aprilie, în jurul orei 14 și 11 minute, polițiștii secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că la un liceu din municipiul Timișoara, un elev ar fi pulverizat cu un spray iritant lacrimogen în grupul sanitar din incinta liceului. În urma acestui eveniment, două eleve de clasa a 5-a s-ar fi simțit rău și ar fi mers la spital pentru investigații medicale. La data de 11 aprilie, polițiștii s-au deplasat la liceul în cauză în vederea efectuării de verificări. Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, în continuare efectuându-se cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, transmit reprezentanții IPJ Timiș.